Deci, da, de prieteni, o nouă zi, o nouă săptămână și vă aduc din nou în față un invitat, de fapt o invitată în cazul de față de marcă. Este, de fapt a fost sportivă, este arbitru internațional, antrenor, comentator sportiv, o adevărată doamnă din toate punctele de vedere a Dundora Gimnasticii și a României. Este născută în aceeași zi și probabil a fost o coincidență ca și un destin, ca cu și Nadia. Astăzi însă vom vorbi de gimnastică ritmică, nu de gimnastică artistică. Are foarte multe întâmplări și probabil cei care ați urmărit-o și urmăriți mai de aproape gimnastica ritmică le veți reauzi. Cei care sunteți mai noi sunt sigur că vă face plăcere. Este bineînțeles multiplă campioană națională la, la diverse probe. Are de asemenea și tenis, două titluri balcanice din 1990 și 1992. Organizează de asemenea an de an și ediții de cupă nu, nu an de an, mă, scuzați, an de an organizează cupa care poartă numele și apoi a organizat deja două ediții de cupă mondială în România. Acum, Organizează și campionatul mondial a participat de asemenea și la jocurile olimpice de la Barcelona în timpul carierei. Are... Încerc să fac acest rezumat, să mă, mă rezum aici, pentru că sunt foarte multe lucruri de spus despre dânsa, dar e mai bine să vă aduc invitatul în față, pentru că cu mine sunteți obișnuiți. Domnule și domnul, dragi prieteni, fără prea multe reprezentări, Uh, vă aduc astăzi în față uh, pe Nadia Gimnasticii Ritmice, cum s-ar spune, și anume pe doamna Irina Delanu să română. Bună ziua, am găsit! Uh, vă mulțumesc încă o dată că ați acceptat să facem uh, acest podcast-interviu, cu, cum la un moment dat o să apară o discuție între două continente. <laughs> <laughs> da. uh, și... Uh, de asemenea, vă mulțumesc foarte mult că m-a acceptat în weekend, Cum se spune la noi aici, v-a luat din Quality Time, care trebuia să îl petreceți acolo, și îi mulțumesc pe această cale și ființe dumneavoastră că mi-ați acordat acest timp mie și nu ei. Da, cu plăcere. E pentru meserie, nu? Trebuie să promovăm gimnastica ritmică românească. Corect, și pentru că. Chiar dacă am spus probabil majoritatea lumii vă, deja vă cunoaște și vă urmărește de aproape, să spunem pentru generații care vor urmări de acum înainte, peste zeci de ani, ceva care încă nu v-au cunoscut, prima întrebare pornesc eu întotdeauna așa de la rădăcini și spun trei într-unul. Dacă ne puneți să ne spuneți cum a început povestea dumneavoastră aceasta frumoasă, de când atracția pentru sportul care l-ați practicat și în slujba căruia ați rămas și cine v-a descoperit? Am început la vârsta de 5 ani, foarte energică, foarte agitată ca și copil. Stăteam foarte mult în cap. Ai mei își puneau întrebări dacă e ceva în legătură cu sănătatea mea, pentru că stăteam literalmente, nu știu, 90% din timp în cap, aproape că și mâncam în cap. <laughs> și m-au dus la doctor. Și, bineînțeles, doctorul le-a spus: Nu are, domne, nimic, e doar un copil foarte energic, duceți-l la sport. Și, având în vedere că eram născut în aceeași zi cu Nadia, cum ai spus și tu, ne-am gândit la gimnastică împreună cu, cu mama și cu tată Și, din primul moment, am nimerit la gimnastică ritmică, ceea ce mă încântă foarte tare, adică eu nu prea am pierdut timpul. M-am dus direct la, la sursa fericirii mele, adică la, la antrenarea Doina Ferică de la Clubul Triumf, acolo am început. Și, mă rog, i s-a explicat mamei că eram foarte înaltă și că oricum n-aș fi putut face gimnastică artistică, și că eram foarte potrivită pentru gimnastică ritmică, pentru că aveam amvergură, puteam să mănuiesc obiectele. M-a testat un pic și a zis, lăsați-o aici că o să fie bine. Cam așa a fost începutul meu. Uh, Corect. Uh, și bănuiesc că la dumneavoastră uh, copilăria s-a, contopit cu sportul, pentru că așa una dintre era dacă v-ați putut uh, bucura de copilărie, dar dumneavoastră porni la o vârstă fragedă, bănuiesc că s-a contopit copilăria dumneavoastră cu sportul. Da, sau. este o întrebare pe care o primesc mereu, dar nu... Eu nu pot să spun că mi-am pierdut copilăria, pentru că mi-e -mi plăcea ceea ce făceam. Și nu o spun doar așa pentru că este un interviu acum, dar chiar noi ne jucam cu obiectele, cu cercul, cu panglica, săream în coarda, nu? Învățam tot felul de elemente, cu măciucile, cu mingea. Adică, până la urmă, gimnastica ritmică așa începe, prin joc. Și așa le și atragem pe fetițe, prin jocuri de mișcare, jocuri cu obiecte Și atunci nu prea pot să spun că mi-am pierdut copilăria în sala de gimnastică Din potrivă, a fost un beneficiu iar momente așa în care, să zicem, mișam în fața blocului și săream coarda sau jucam elasticul sau țară, țară vremostaj sau ce mai jucam, țările, au fost în copilăria mea și chiar. <laughs> Eram bucuroasă pentru că, fiind atât de motrică și, mă rog, având o deschidere, Eu la mine săriturile, de exemplu, când jucam țările, săriturile mele spre alte continente sau, mă rog, să cucerim teritorii, erau foarte lungi Pentru că eu aproape că săream în șpagat, da. învățat de la gimnastică, evident Eram da. o parteneră bună la elastic pentru că eram foarte coordonată și așa mai departe Deci elementele copilăriei au existat da. Am uitat să spun în prezentare că mă simt foarte și mai mult să vă prezint că sunteți bucureșteancă ca și mine și sunteți aceeași generație ca mine cu mijlocul anilor 70 și dacă sunteți bucureșteancă pentru cei care nu sunt bucurește să vă întreb din ce cartier erați, vă tras. În militari. M-am născut în Pantelimon, da. dar la... Și dar eu la, la fel. La fel. Da, da. Și la doi ani m-am mutat cu familia în militare. Și acolo am copilărit până la 12 ani, când am plecat la echipa națională la Cantonament la 23 august. Da. Uitați că cu incidența, așa de mai, o să zic că lumea că o să caut lumea din cartier să fac interviu cu ei. <laughs> Acum, tot la fel, dacă de-a lungul carierului de s să poate și acum, după ce v-ați restras, dar ați rămas, cum am zis, în slujba acestui sport, care l-ați iubit întotdeauna, ați avut unele, nu neapărat superstiție, unele tabieturi la care ați ținut și le-ați continuat să le aveți și, să zicem, în ziua, săptămâna sau cu oră, înainte de concurs? Da. În primul rând, sunt o persoană credincioasă și asta am deprins-o de la bunica mea. Mergeam împreună la biserică. Și chiar am și o istorioară interesantă cu biserica în ideea în care la clubul unde eram la triunf Eram foarte multe fetițe, foarte multe grupe de foarte multe vârste Și uh, nu prea era loc pe covorul acela Și aș fi vrut și eu așa să mă desfășor, să nu știu să fac o diagonală de sărituri, de ceva, de acrobatice, de roți Și nu prea era loc, pentru că noi mai ales începătoarele lucram undeva în spate pe o fâșie de covor și da. după slujbă, când eram cu bunica la biserică, toată lumea s-a aliniat frumos pentru împărtășanie și spovedanie, nu știu ce făceau Și eu când am văzut covorul acela liber din biserică, biserica am tras o diagonală de roți <laughs> Evident, <laughs> spre surprinderea bunicii mele care s-a jenat complet, pentru că eram și în rochiță, cu pampoane, cu fundițe, cu mă ținea așa Și mi-a spus, vină încoace că e rușine, ce faci? Iar preotul a fost foarte drăguț și a spus: Lăsați-o pace și să dea Dumnezeu să ajungă o mare gimnastă. Da. Asta, așa, ca, un, ca o chestie inedită cu, cu ah, începuturile. Uh, în rest, da, sunt o persoană credincioasă și sigur că. Atunci când plecam la un concurs important, întâi treceam pe la biserică și mă rugam la Doamne, Doamne, să meargă bine, să nu mă accidentez, să meargă to toate lucrurile bine, pentru că se știe că fiecare concurs este o noutate, nimic nu se repetă, niciun concurs nu seamănă cu altul. Și cred că dorința cea mai mare este să nu ai surprize prea mari. Adică, să pentru că tu pleci sigur pregătit, și mai ales dacă ești un sportiv cu experiență, o gimnastă cu experiență. Știi exact cam ce urmează și pașii pe care trebuie să-i faci, dar uneori intervin lucruri. Și atunci tu trebuie să, să te adaptezi la, la lucrurile noi și să nu-ți afecteze performanța pe covor acest lucru. Și atunci da. aveam acest obicei de a merge la biserică să mă rog pentru competiția respectivă, iar în, în competiție. Nu prea pot să spun, aveam, sunt, sunt, așa eram de atunci, foarte ordonată, lucrurile erau prestabilite, și uh, un lucru, mă rog, care mi era specific mie, așa, uh, aveam așa o. doream un spațiu în jurul meu, în care să, nu, cu, care să nu interfereze cu nimeni, adică nimeni să nu intre în contact cu mine, pentru a mă putea concentra și a-mi aduna energia înainte de a intra pe, pe coborul de concurs. Da, corect. Iar dumneavoastră a fost întotdeauna o tipă a controlului. Ați și spus că antrenoarele s-au umulat după dumneavoastră și dumneavoastră chiar aveți acea întrebare când spuneți de ce să fac asta, pentru ce să fac asta. Dar de asemenea a fost influențată și v-a plăcut foarte mult și acea serie a filmului Dallas în care era mai greu pentru femeile la acel film așa să se lupte cu, cu, bărbații sau să zicem invers. Cum, cum vedeți dumneavoastră partea aceasta că a fost o femeie a controlului și cum va, în ce fel va influențat acel film Dallas? În primul rând, ați spus că o antrenoarele a fost o singură antrenoare care a înțeles cum eram eu și anume vorba de doamna Maria Grăba, antrenoarea care m-a consacrat și m-a făcut o campioană da. uh, Și dânsa da, a înțeles că eu nu execut comenzi Adică trebuie să înțeleg ceea ce fac și spre norocul meu am înțeles destul de repede Că îmi trebuie repetări, că îmi trebuie să fiu atentă și așa mai departe Um, și da, sunt uh, o persoană a controlului, îmi place. Gimnastica este un sport al controlului, adică chiar gimnastica ritmică cu atât mai mult cât lucrăm cu obiectele, dar și gimnastica artistică și aerobică, nu? Și atunci uh, trebuie un, cor un control foarte bine dezvoltat pentru a reuși acele mișcări nu? pe care le facem. Și probabil că de aici chestia asta s-a transferat și în viața mea personală și privată. Nu las lucrurile la voia întâmplării, dar în același timp nici nu mă cramponez. Îmi dau seama că sunt situații în care chiar nu poți controla totul și cel mai bine este să te adaptezi la ceea ce ți se dă. Referitor la Dallas, da, este. Am spus o poveste într-un alt podcast că acolo la, aveam 15 ani și urmăream acest serial și că unul dintre personajele principale sau chiar două, Gena și Pamela, trebuiau să se lupte amândouă pentru Bobby, cine îl câștigă și da. am spus că mie nu nu mi place, nu mi-a plăcut de atunci ideea, efectiv n-am simțit că re rezonez cu, cu această idee pentru că mie nu mi se pare că o femeie trebuie să se lupte pentru un bărbat. Mi se pare că este exact invers și că Femeia sigur alege, bărbatul, mă rog, care o curtează, dacă ea consideră că acela se ridică la nivelul așteptărilor ei și oricum mi se pare inutil pentru că aceste sentimente de iubire trebuie să vină benevol și liber și este o chestie spirituală, nu? Iubirea este o chestie spirituală și atunci nu-i poți dicta iubirii și nici nu poți să te lupți să o aduci cu forța la tine în viață. Și atunci nu înțelegeam acest demers și aceste lucruri pe care le învăța, mă rog, soacra lor Luptă-te, luptă-te! No, nu, nu da. se da. uh. se întâmplă dacă se întâmplă Dacă nu se întâmplă, uh. asta e Mai ales aici, în, în, pe acest palier al vieții Da uh, Probabil o să fiți mirat așa că eu o să vă întorc așa O să întorc o cazul de mai multe ori în interviu acesta Eu vreau să fie un interviu de acesta în care să exemplific tot pachetul persoanei, invitatului care l-am în față, pentru că știți, cu tehnologia de astăzi, oricine poate tipări și vedea performanța noastră și să pun în valoare și uh, partea cealaltă. Uh, de asemenea, uh, vreau să vă întreb, datorită înălțimii noastre, uh, pentru că oricum ați fost o femeie delicată, frumoasă și așa mai departe, toate calitățile, uh, dacă ați fost vreodată uh, recrutată pentru un sport care conta înălțimea, să zicem un volei sau un handbal. Nu, dar am o istorie interesantă. După ce m-am lăsat din gimnastică, am pus ceva kilograme pe mine, ceva mai multe și okay. eram în curte la unevs și cineva mi-a spus, dumneavoastră sunteți de la basket okay. <laughs> și atunci mi-am dat seama că ceva nu era în regulă cu silueta mea. Că nu arătam a gimnasta, arătam a basketbalistă Nu neapărat că gimnaste, că basketbalistele nu arată bine Dar eu în niciun caz nu arătam ca o gimnastă de la ritmică Eram și foarte înaltă și foarte bine făcută, să spun așa Da, da, da da, și a, astea au fost legăturile mele. În rest nu prea, chiar la UNEF s-am făcut toate sporturile, și volei și handbal și basket și am trecut prin toate sporturile, inclusiv prin culturism, haltere și lupte. Oh. Și da, și evident că am gimnasticii, era puternică mereu eram corectate la cum țineam mâinile, la cum întindeam vârfurile când săream și aruncam la coș, la... sau când aruncam la poartă la handbal. A fost interesant. Exact. Uh. Acum vreau să vă întreb, nu întrebarea obișnuită aceea cu, cu, debutul, ci o pun în un alt fel. Care a fost momentul în care v-ați dat seama că veți face carieră cu acest sport și nu va fi o joacă așa cum l-ați început? Uh, nu știu, mie mi-a plăcut din, din totdeauna să practic gimnastica ritmică. Cred că a fost un moment în care mi-am dorit să ajung sus și o mare campioană atunci când am văzut-o pe Doina Stăiculescu. Mi-aduc și acum aminte că a fost impactant momentul, în sensul că eram în la sala Floreasca, era un campionat național, iar Doina era cea mai mare gimnasta a României la vremea respectivă și... Uh, Mă uitam la ea că era ca un înger efectiv în mișcare și mă, mă gândeam că eu n-am să pot niciodată să mă mișc atât de frumos ca ea Și ce mult mi-aș dori să pot să mă mișc ca ea Adică nu am plecat neapărat de la ideea de a ajunge o campioană, ci de la ideea de a mă mișca cum se mișcau campioanele da. Asta mă preocupa mai mult decât rezultatul în sine și ce aș fi putut obține cu, cu exercițiile mele Da deci să zic că acolo a fost momentul în care am zis aș vrea să, să mă mișc așa. Pe urmă, sigur că prima medalie pe care am luat-o eu personal, că în rest mai obținuse medalii cu echipa, dar eu personal prima medalie am luat-o la 13 ani, la un campionat național și ținând medalia în mână și uitându-mă la ea, chiar am, Atunci cred că a mai fost un moment așa de, de dorință puternică de a ajunge Sus, pentru că mi-a plăcut ideea. Mă uitam la medalia aceea și am zis, da, uite, am muncit o perioadă de timp pentru ea, uite, ai ajuns aici. Ai putea și mai mult de atât, adică nu numai la nivel național. Da, Încă, Norocul a fost că m-a găsit doamna Gârbă și că m-a înțeles așa cum eram și că a avut răbdare cu mine să mă învețe toate lucrurile pe care m-a învățat și. Uh, a avut, nu știu, flerul acesta cu mine, pentru că uh, sunt foarte multe lucruri interesante pe care le-am învățat de la dânsa și și acum ca antrenor, pentru că noi două colaborăm, lucrăm împreună cu gimnastele noastre și este interesant așa cum acum aplicăm lucruri pe care dânsa le-a aplicat cu mine și eu le recunosc acum de pe partea cealaltă a baricadei. <laughs> da, corect. Uh, acum, pentru că Uh, știu că a spus la un moment dat că dar regretați că dacă v-ați fi născut în Rusia, poate aveați mai multe trofee și erați multiplă campioană mondială, dar de asemenea, una dintre rivalele dumneavoastră au fost și bulgăroaicele. Uh, da. Lumea nu știe. Da, e Bulgaria. <laughs> da, pentru că lumea nu știe <laughs> că, că la. Din aceste două țări, dacă m-aș fi născut. da. da. Uh, nu e neapărat uh... Mă rog, sigur că e ideea asta, pentru că ele dețineau supremația și, din păcate, ritmica e un sport subiectiv și a fost dintotdeauna așa, a rămas, chiar dacă încercăm noi să obiectivizăm cu codul de punctaj. Și, da, am spus lucrurile acestea pentru că știți cum e? Când e subiectiv sportul, pe unii îi judecăm cu o măsură și pe unii cu o altă măsură. Și aici, aici este problema. că dacă cu mine erau foarte exigente arbitrele sau uneori chiar, nu știu, poate incorrecte pe anumite execuții, cu altele erau foarte tolerante, adică cu gimnastele din Rusia și Bulgaria și poate li se făceau și cadouri uneori, nu știu, note și locuri și așa mai departe. Adică a fost o luptă destul de grea pentru că au fost momente în care le-am și învins, și am câștigat medalia de aur, de exemplu, în fața campioanei olimpice, Alexandra Timoshenko. Eram într-un turneu în Japonia și am avut o execuție mai bună și arbitrele au avut curajul să dea notele pe care le-au crezut că le merită fiecare gimnastă în parte. A doua oară, la a doua finală, asta era la finala la cerc, la finala la minge, au făcut același lucru. Li s-a părut că românca a fost mai bună. Dar da. nu s-au mai putut, că au primit avertisment din partea jurului de control și așa mai departe Da. Păi, uh... Stim, lucrurile astea nu se întâmplă numai în ritmică, s-au întâmplat și în patinaj Și știm exact cum funcționează toată morișca asta da. Dar, mă rog, ideea este că undeva lucrurile se compensează în univers Și că, până la urmă... Mie nu-mi pare rău, adică de, de medaliile pe care le-am luat, chiar dacă au fost de bronz toate, sunt patru la număr, foarte dragi mie, Mondial European, Cupa Mondială da. și Cupa Europei. Și uh, mă gândesc că, până la urmă, gimnastica a însemnat viață pentru mine și modul meu de exprimare și de la asta a pornit totul, nu de la medalii. Da. Uh, și, de asemenea, asta aveți foarte multe citate foarte bune și foarte frumoase și probabil sunteți pentru gimnaste și mamă și psiholog și tot. Și una dintre ele care v-a făcut să treceți peste orice obstacol și în cariera noastră a fost love over goal. Încercați să implementați asta și în mintea noilor gimnaste? Da, da, da. Păi dacă nu faci cu dragoste ceea ce faci, nu prea iese. Și atunci trebuie să iubești ceea ce faci. Da. Uh, orice altă motivație care te face să mergi înainte, sigur că te duce până undeva Dar în final, când nimic nu mai funcționează, singurul lucru care te duce înainte este iubirea pentru și pasiunea pentru ceea ce faci Da uh, Și de asemenea, cum am zis la un moment dat că ați fost uh, și sunteți o femeie a controlului, cât de greu este să fiți în zodia scorpion numai pentru noastră și pentru <laughs> cei din jur. <laughs> Exact, astăzi am avut o discuție pe subiect. <laughs> um, pentru mine nu e greu, normal. <laughs> nu știu pentru cei din jur trebuie să-i întrebați pe ei, dar da. um, un lucru e sigur: că la sfârșitul zilei, um, ei, toți mi-au spus că alături de mine se simt în siguranță și că știu că îi duc la destinație în parcursul ăsta. Chiar dacă sunt exigentă, chiar dacă le cer mult. Chiar dacă uneori sunt dură și rece, sau nu știu, foarte demanding, eu, eu cred că în final ne bucurăm toți de o reușită și de un parcurs safe. Oricare da. ar fi. El. Da. Adică și cu copiii mei, și cu viața mea, și cu cariera, și cu gimnastica, și cu federația din funcția de președinte, eu mi-apreciez -mi foarte mult echipa de la federație. Am o echipă de oameni pasionați care lucrează cu mine cot la cot și muncim zi și noapte pentru diverse proiecte pe care le avem, cum ar fi și campionatul acesta mondial pentru care ne pregătim acum, pe care îl organizăm în România, la Cluj. Și vă dați seama ce muncă e în spate de, de a pune la punct toate, toate detaliile. Și apreciez foarte mult dedicarea lor și timpul pe care îl acordă acestui lucru lucru pe care îl fac și eu, adică eu nu pretind niciodată colaboratorilor mei și colegilor mei lucruri pe care eu ne le fac. Eu sunt prima care îmi dedic timpul, energia și toate ideile uh, gimnastice. Da. Uh, întrebarea aceasta cu, cu n-am vrut să vă pun uh, în, într-o poziție indiscretă. Oricum, eu nu sunt persoana aceasta ziar la cancan. Era cum așa și cu o extinție pentru că nu vreau să intru în, uh, Viața noastră personală, dar ca să nu vă pun întrebarea cât de greu fost, a fost să fiți cucerită, știți, v-am pus chestia cu Zodia. Da, 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 ați început ușor așa. E din cauza da. zidiei, nu? Da, da. nu. nu. Că așa că, da, eu cam știu cum se mănâncă. Am, am și o persoană în scorpion în viața mea și, da, am vrut să văd dacă se confirmă sau infirmă anumite lucruri. De da. Gimnastica ritmică, dumneavoastră, cum ați deschis-o, este gimnastica cu obiecte și este, cum a spus, la limita între sport și artă. Dintre toate acele obiecte care le-ați avut și le-ați manevrat, care a fost preferata dumneavoastră și care a fost cea mai grea dintre ele? eu nu am avut un obiect preferat, am iubit pe toate la fel pentru că fiecare mi oferea nu știu, specificul lui, fiecare obiect în parte. No. Sunt diferite și tocmai prin acest lucru erau mai interesante fiecare și ideea era că apropo de medalii, și de ce vorbeam mai devreme, eu nu știam unde greșeau rusoaicele și bulgăroaicele ca să pot eu să îmi puși medalia la finale respective și atunci eu trebuia să merg bine la toate. Și eram da, bine da. pregătită pregătit la toate patru obiectele, pentru că dacă stăm să ne uităm la medaliile mele, una, medalia de la europenei la minge, medalia de la Cupa Europei la cerc, medalia de la mondiale e la coardă și medalia de la Cupa Mondială e la panglică. Deci, Anglic. da. da. A, știu că ați regretat că n-ați luat nimic cu, cu măciuca, da, și de asta. <laughs> V-am pus întrebarea aceasta că a fost cea mai grea și mă așteptam să spuneți că asta a fost cea mai grea, că da. Nu, măciucile nu sunt grele, par grele, dar nu sunt grele, sunt foarte ușor de mânuit dacă ai coordonare și tot așa, îți oferă multe satisfacții și poți să faci multe elemente funny și multe da. elemente care presupun dexteritate, îndemânare, da. De asemenea, dumneavoastră sunteți și o, o, persoană foarte patriotă, dar în același timp cei din presă încearcă întotdeauna să spună că, cum a spus la un dat, că la un dat vreți să vă retrageți și în altă parte și să vă faceți chiar o face o școală de gimnastică și probabil dacă vă faceți o școală de gimnastică poate aduceți medalii și pentru alte țări, așa cum de exemplu a făcut Alina Stafei cu Germania și Nicu Vlau cu Australia. Da, nu, în niciun caz. Motivul plecării mele, dacă ar fi să plec din țară, ar fi pentru liniște și tihnă, nu pentru a face performanță. Performanța o am făcut o aici și o fac aici, dacă e să o fac. Iar ca mă rog, ca o mică afacere să fac așa de, nu știu, gimnastică de ritmică de întreținere, da, de ce nu, dar nu fără idei de performanță și de progres și de, de progres de genul acesta și de participare la competiții. Da. Am înțeles. Dacă tot am dat pe partea aceasta cu relaxare sau așa, vă aș întreba care a fost de-a lungul carierei sau poate și acum, după un sezon în acest extenuantă în care vă puneți totul la bătaie acolo și aduceți fonduri și organizați atâtea campionate internaționale, unde este locul unde vă încărcați și poate este un loc diferit față de atunci când erați sportiv, unde vă încărcați bateriile? Uh. De exemplu, acum, de când am început să muncim pentru mondialul acesta, am un regim de viață foarte strict, exact ca atunci când eram sportivă. Adică mă culc de vreme, mănânc ce trebuie, m-am lăsat de fumat, că eram fumătoare, m-am lăsat de fumat de un an și ceva, fac sport mult și cam asta, nu știu, mă plimb în parc, mai alerg în parc, mai fac meditație, adică încerc să mă încarc de fiecare dată, atunci când pot, pentru că, într-adevăr, este jobul acesta, este foarte solicitant. Și, mă rog, eu nu mă ocup numai de asta, mă ocup și de fetița mea, și fetița mea are acum examen de capacitate, și mergem la meditații, și batem orașul în lung și în lat, și întâlnirile de la minister, și întâlnirile de la COSR, și întâlnirile cu sponsorii, și antrenamente, și sunt foarte multe lucruri pe care le fac, așa, during the day. Da. Și trebuie să am momentele acestea de, de relaxare. Și, da. mă rog, uite, mai mi acord răsfățul cu masajul, fac de două ori pe săptămână masaj. Da. Și sper ca așa o să fiu într-o armonie, corp, minte, suflet, energii, ca să pot să, să duc jocul ăsta până la sfârșit. Oricum, am spus că o vacanță prelungită din septembrie, yeah. <laughs> pentru că sunt obiective foarte mari care ne așteaptă. Este vorba de campionatul mondial organizat în România, la Cluj, unde avem pe campioana europeană Amalia-Lic participantă și uh, pentru prima dată încercăm și un clasament pe, pe echipe, pe națiune, adică cu proba de ansamblu junioare. La acest campionat mondial, și avem calificarea olimpică unde Analiz Dragan și Andreea Verdeș se vor lupta să obțină un loc la Paris. Această calificare olimpică este la Valencia în august. Și aceste două obiective mari și importante ne, ne solicită de acum. Adică toată energia și mintea și puterea de concentrare merge acolo, în direcția da. aceasta. Bine. Și ca o extensie la precedenta întrebare cu unde vă încărcați bateriile, care este locul preferat care l-ați avut și l-ați vizitat până în momentul de față și care este încă un loc care l-aveți pe listă acolo să vizitați într-un viitor apropiat? Cel mai bine mă încarc, evident, în Marbea, unde vreau să mă și mut la un moment dat. Acolo merg de 15 ani și stau câte o lună, o lună jumate. E blocul meu preferat pentru că oferă foarte multe lucruri Marbea, oferă și plajă, și plimbări, și poți să vizitezi diverse orașe foarte interesante cu monumente istorice Sunt și restaurante foarte bune, sunt și cluburi, adică este un loc care oferă foarte multe atracții, să zic așa, are multe atracții, poți cu copiii să mergi la parcuri de distracții, la Aqualand, adică poți să faci multe lucruri. Acesta este cel pe care l-am vizitat și mă încarcă și ce aș vrea să vizitez ar fi să ajung în Machu Picchu. Eu ah. un... Să ajung în da. Machu Picchu și râdeam cu Fimiu că spunea Tu crezi că în Machu Picchu sunt pozele alea pe care le vezi tu pe Instagram? A. <laughs> Zice, poate a, că păi în spate este o coadă de 5.000 de persoane La care trebuie să stai da. la rând ca să poți să urci acolo da. <laughs> Și zic, da, ai dreptate Zic, da, ideea asta de a vedea pe Instagram imaginea aceea ideală Mă, mă da. atrage să îmi doresc chestia. Da, știți cum este. Acum depinde când ce stare au rămas uh, acele monumente, cum e cu și Sarni Nu mai este ca cu zeci de ani de zile. Ce să mai... <gâng> <gâng> uh, uh, vă întreb acum uh, dacă vă aduceți aminte care a fost uh, ultimul concurs la care ați participat și cât de greu a fost momentul retragerii și dacă ați fi vrut și ați fi putut să aveți o carieră mai lungă. Uh. Da, momentul retragerii a fost foarte greu. Ultimul concurs la care am participat a fost Campionatul Național din 1993. Și mă rog, eu am mai încercat să continui și în 94, în ianuarie, februarie și cumva în februarie am renunțat pentru că antrenarea mea a fost trimisă în altă parte la un alt lot și eu n-am mai putut să continui. Și cumva mi se propunea să schimb antrenorul, ceea ce nu am fost de acord, evident, pentru că doamna Maria mă creștea de mică și mă știa exact cum sunt. Da. Și am ales să închei cariera de, de gimnastă. Mi-a fost foarte greu, dar în același timp n-aș fi acceptat să o fac așa doar ca să o fac. Și să o fac prost. Da. Și am zis că poate iau noi uri în viață și pornesc pe un alt drum, ceea ce s-a și întâmplat, dar mi-a fost destul de greu. Da. Și uh, să rămânem tot așa pe partea aceasta, dar să nu dăm, să zicem, în, în tristețe, dar totuși, dacă ați avut parte de multe accidentari grave de-a lungul carierei. Niciuna. Am fost un copil foarte sănătos, hrănit bine de părinții mei, slavă Domnului și le mulțumesc pentru asta. Uh, și un organism sănătos. N-am am avut nicio accidentare. Am avut o mică întorsă la un moment dat, dar care s-a rezolvat. Am concurat la olimpiadă, adică n-am avut nicio problemă. Da. da. Uh, dureri, sigur, dureri erau de, de supra-solicitare, da. dar nu accidentări. Da. da. Uh, pentru că sunteți. Uh... O persoană feminină n-am cum să nu vă întreb care sunt florile preferate. <laughs> Trandafirii, evident. Trandafirii, da. Uh, am văzut că oricum sunt. Dumneavoastră, chiar dacă spuneți că încercați, totuși reușiți să fiți în continuare la, în pas cu, cu cei tineri, pentru că, cum a zis, mergeți și la club în față, în față, și, atâtea, în față și atâtea lucruri. Uh, vreau să vă întreb acum cât de mândră sunteți de copii dumneavoastră. Uh, deși a încercat și fata noastră să facă gimnastică și a spus că chiar băiatul chiar avea calități de anumite lucruri dar până la urmă au ajuns persoane de succes pe partea care și-au ales-o ei. Sunt foarte mândră de copiii mei pentru că eu nu am fost o mamă care să-mi forțez copiii să facă ceva ceea ce ei nu și-au dorit nici nu sunt de principiul acesta, în viață totdeauna trebuie să-ți alegi un drum pe care îl iubești, care îți place și care îți trezește pasiune, pentru că n-ai cum să, 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 să rezigi mult în branșa respectivă dacă nu iubești. Și atunci n-am no. forțat niciodată nimic. Sigur că eu cre sunt, consider că tot ceea ce faci trebuie să faci cu seriozitate, indiferent ce faci. No. Adică, ok, n-a fost gimnastică sau, nu știu la Fimiu n-a devenit avocat cum a vrut tatăl lui sau a luat-o pe un alt drum. Ideea e că tot ceea ce faci trebuie să faci cu seriozitate, cu organizare, cu tenacitate, adică să aplici aceste lucruri pentru că nu știu, de superficialitate și de lipsă de profunzime și de nu știu, lucruri din astea care încep și nu se mai termină niciodată și proiecte lăsate la jumătate, suntem sătui toți. Oamenii da. care duc lucrurile la bun sfârșit, oamenii pe care te poți baza la greu sau în situații dificile, oamenii care se duc până la capăt, fac acel extra mile și așa mai departe, sunt mai rari. Și Iar eu am încercat aceste lucruri să le dau și să-i învăț pe copiii mei și nu neapărat să facă ce am făcut eu. Și da. nu neapărat trebuie să fiu un om de succes în viață. Nu e asta fericirea și golul principal. Cred. Da. În momentul când v-ați hotărât să treceți pe partea aceasta, fie că ați fost arbitru, antrenoare sau comentator sportiv, ați avut așa niște modele după care v-ați ghidat sau v-ați făcut propriul dumneavoastră sistem? De a comenta, mă întreb. Și ca pe partea de a și acum că sunteți a, în operație? Uh. Am învățat pe parcurs, evident, că eu am devenit președinte la 27 de ani. Eram un puiuț, nu știam eu prea multe despre administrație. No. Am avut foarte mult noroc cu soțul meu care m-a ghidat în pașii mei, în primii mei pași, în primul, în primii ani, să spun așa, de dezvoltare pe, pe poziția aceasta. Dar sunt un autodidact. Toată viața mea mi-a plăcut să învăț, de mică eram foarte atentă la detalii și la ce îmi plăcea. La ce vedeam în jurul meu, la alții, cum făceau, ce au vrut să facă Încercam mereu să văd ce e în spatele unei acțiuni, să văd ce l-a motivat, de ce a făcut aia Care e logica, totdeauna căutam logica și așa mai departe Și, evident, și ca președinte am încercat să învăț de la colegii mei Care erau cu ștate vechi, care erau oameni cu experiență Mi-au fost, să zic așa... Mentori, președintele de la gimnastică artistică, domnul Stoica, de la care am învățat foarte multe cu care am avut o colaborare foarte bună. Și, da, în general, am încercat să învăț de la toată lumea de la care am putut să învăț câte ceva. Pentru că întotdeauna e ceva care îți arată, nu știu, îți dă un alt touch de la, la un fenomen, la o situație. Da. o altă abordare, nu știu. De asemenea, dumneavoastră aveți, probabil, pe partea aceasta să vă relaxați. Ați spus că aveți o conexiune foarte bună cu, cu natura și vă ajută foarte Chiar mult. Astăzi am Chiar astăzi am îmbrățișat copacii. Chiar astăzi. Dimineață, da. 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 Deci, că... Într-adevăr, îmi place foarte mult să stau în natură. În natură, adică în sensul că simțiți să vă duceți doar când sunteți... Uh, uh, mai agitată sau și când sunteți bucoasă? Uh, mă duc când sunt agitată, dar de obicei am un program, cum am spus Exact ca atunci când eram sportivă Adică de trei ori pe săptămână eu sunt în parc Și fac 10.000 de pași da. Sau alerg, sau 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 le combin, mă rog Deci fac un program din acesta, de, atât pentru fizic cât și pentru spirit și da, natura mă încarcă. Chiar la apropo că vorbeai de Zodii, scrie la Zodia mea că mă încarc foarte bine la munte. N-am mai ajuns A. la munte din cauza acestui minunat drum până la munte, care este extrem de, de aglomerat și se fac 200 de kilometri în 7 ore până la Brașov. Dar da. aștept să se deschidă aeroportul, că am înțeles că îi fac inaugurarea anul acesta, în iulie, aeroportul A. din Brașov. Și probabil da. că dacă se deschide aeroportul, o să fiu mai des la Brașov și la Munte și o să mă încarc mai bine. Da. <laughs> uh, uh, nu știu așa cineva de a lungul timpului lua dacă v-a spus care este așa o caracteristică care iese la dumneavoastră în evidență, eu pot să spun așa, să zicem, la prima vedere că aveți așa niște ochi expresivi ca precum Elizabeth Taylor așa și da. <laughs> Oh, mulțumesc. Și sunteți femeia care, cum a zis, aveți ați avut atâta distincții și atâtea lucruri, să zicem, o femeia care putea face orice așa cum consideră pe partea aceea masculină pe domnul Țopescu, că era un om așa care ar fi putut să facă orice. Deci mulțumesc mult pentru comparație. Da, da probabil, dar tot gimnastica aș fi ales-o. da, bineînțeles, da. Nu mă mai întreabă cineva Adică la interviu m-a mai întrebat lumea ce ai fi făcut Probabil că aș fi fost cântăreață, ceea ce este fetița mea Și cred că a moștenit cumva vocea de la mine Pentru că a. eu am fost auzită cântând și mi s-a spus Vai ce voce frumoasă ai, evident neprelucrată Tot, da. adică Totul e brut Și... Uh, Probabil că aș fi fost cântăreață, nu știu, dar antrenoarea mea îmi spunea că eu am un cap, așa îmi zicea, mă, tu ai un, un creier, adică un cap, da. ai fi putut face orice, și medicină, și avocatură. Și... Da. De asta vă spun că da, și mai ales că muzica are legătură cu, cu gimnastica, ritme, cum a spus și noastră, e un sport care înseamnă foarte mult coordonarea și corolarea, și acea ureche muzicală este da, în strictă relație. Evident, evident. Ritmul este foarte important și ritm nu poți să ai decât dacă ai ureche muzicală. Da, exact. Și de fapt la un moment dat tot așa a spus într-un interviu care l-am urmărit eu că de fapt gimnastele sunt artistice și rimică, dar mai mult această rimică este mai mult artistică decât cea care e propoziție artistică. <laughs> da, e un pic ciudat că înainte se numea gimnastică ritmică sportivă și gimnastică artistică se numea Gimnastică sportivă. Da, și exact. acum le-au redenumit și a rămas ritmica doar ritmică, gimnastică ritmică și s-a trecut artistica la, la gimnastica sportivă. Gimnastica Nadiei, cum spune toată lumea. Sau da. cum mai râd da. eu de, de cineva care spune, a, nu e gimnastica aia normală. Adică ritmica a. nu e gimnastica. Nu e gimnastica aia normală. Da. Da, da corect. Uh, așa, așa, la noi e foarte mult artistic. Foarte, foarte mult. Adică. Da. Mă rog. Ritmica artistică, putea să-i spună? Da. De asemenea, acum să spunem, pentru cei care acum descoperă acest sport, fie că părinții vor să-i ducă spre gimnastica ritmică, fie că copiii sunt să uită după noile talente și noi idoli, să spunem. Ce sfat la da și de ce calități ar avea nevoie? În primul rând, trebuie să fie subțirele, că na, gimnastica ritmică are un, uh, o rigoare din punctul de vedere al tipului somatic. Da. Și să fie energice, pentru că dacă nu au energie și nu vor să se miște, e greu să facă sport. Dacă le place să stea pe canapea cu tableta în mână, e mai greu. Da. Deși și atunci ar trebui să te duci la sport. Uh, și pentru gimnastica ritmică, sigur, sunt, sunt necesare o serie de calități, cum ar fi mobilitatea, coordonarea, uh, urechea muzicală, ritmul uh, și. În final, după ce fac, să zic așa, două-trei luni de antrenament, îți dai seama și dacă sunt perseverente, dacă sunt rezistente la efort, la stres, de ce nu. Că, de exemplu, la un moment dat îți spui nu e bine, nu e bine, încă o dată, încă o dată. Unele își pierd răbdarea imediat și nu mai vor să vină. Altele persistă, persistă până fac bine. Și acela este spiritul de campion. Cel care nu se da. lasă și vrea să ajungă acolo sus. Da, cu ei. Și tot așa ca o continuare să spunem, nu cum e acel film, cum se zice, Dumnezeu pentru o zi, dacă ați avea așa o putere să puteți să schimbați, să zicem, o regulă care v-a displăcut atunci când ați fost în activitate sau dacă ați putea să adăugați o regulă să fie mai ușor sportivelor. Te referi la codul de punctaj? Da, la codul de punctaj, așa, în general. Eu nu pot să vă intru așa da. Pe vremea când eram eu gimnastă, era un cod destul de bun, pentru că era un cod liber, un cod simplu, în linii mari, care oferea antrenoarelor și gimnastelor posibilitatea să creeze foarte mult. Acum, da. pentru faptul că au încercat să obiectivizeze, și, vezi, Doamne, să se justifice notele și publicul să înțeleagă de ce se obțin notele acelea publicul tot nu înțelege. Obiectivizarea, mă rog, mororles. Și, în schimb, ne-au îngrădit foarte mult Pentru că ne-au spus Se acordă asta așa, asta, asta și asta Și în acest mod toată lumea face același lucru De acest lucru nu sunt mulțumită De cum arată codul de punctaj de, în ciclul acesta Și nici în ciclul trecut Și sper ca președintele Federației Internaționale Doamna know-how Bushabana. Sper să schimbe lucrurile și lucrurile să devină mult mai bune pe ciclul următor olimpic, 2024-2028. Da, corect. A, acum să zicem, nu vreau să vă spun că ați fi avut unele defecte și un doar calități, dar care este un lucru care să zicem că ați lucrat toată cariera și simțeați că putea să-l îmbutățiți și mai mult și nu ați putut și care a fost una dintre principalele dumneavoastră calități. Cred că calități, prima calitate a fost uh, carisma pe care o aveam pe covor. Uh, mi s-a spus de către arbitre și antrenoarea mea că pur și simplu le electrizam când eram în concurs, adică treceam covorul Îmi plăcea foarte mult să comunic uh, prin expresie cu arbitrele, cu publicul uh, Mă rog, era un magnetism, așa. Specific scorpionului, nu? Că tot vorbeam de zonă. Iar ca și defecte, sau mă rog, aveam. Am fost rigidă la coloană, adică nu am avut mobilitate la spate, dar cumva acest defect al meu s-a dovedit a fi o calitate. Era. O, de altfel, un lucru foarte bun pentru că eu fiind foarte înaltă, dacă eram și ruptă de mijloc, adică eram foarte flexibilă la coloană, probabil că n-aș fi putut să stau în picioare la cât eram de înaltă, că aveam 1,80 adică da, m. Da. Și atunci rigiditatea mea de la coloană, care pentru gimnastică era un defect, a devenit, de fapt, cum să spun, lucru care m-a făcut să stau în picioare și să fac toate celelalte lucruri Pentru că ăsta era unul și restul care erau bune erau mai multe <laughs> Și atunci s-a compensat Da. Uh, și cum, cum merge pregătirea aceasta pentru campionatul mondial care e pentru prima oară organizat în România Și cât de greu a fost să, să intrați în această competiție și în acest uh, gol al dumneavoastră da, este e un challenge foarte mare pentru mine. Uh, pot să vă spun că au fost uh, câteva luni în care nu am dormit până s-au dat bugetele <laughs> pentru că nu știam exact dacă o să fac uh, rost de banii care necesar pentru organizarea campionatului. În continuare, sigur că sunt în căutare de sponsori și de de fonduri pentru că acest campionat costă foarte mult. E de ori uh -huh. ordinul milioanelor de euro. Și o să avem la București timp de două săptămâni. Nu la București, la Cluj, scuzați-mă. Timp de două săptămâni va fi un regal al gimnasticii ritmice mondiale, pentru că avem campionatul acesta mondial unde vor veni 65 de țări, peste 800 de participanți. Iar imediat în săptămâna următoare vom avea Cupa Mondială de Senioare, unde vor veni peste 30 de țări, gimnaste senioare consacrate, campioana mondială. Sofia Rafaeli și gimnase din Israel, gimnase din Bulgaria și multe alte nume sonore din, din gimnastica mondială la nivel de seniorat vor veni și ansambluri Și atunci, pentru aceste două mari competiții, evident, avem nevoie de fonduri Și oricum, chiar pe această cale aș dori să mulțumesc Ministerului Tineretului, Ministerul Sportului, Ministerului Sportului, că nu mai e, al Tineretului, -a -a. și domnului ministru Eduard Novac, pentru că a înțeles necesitatea noastră de anul acesta și nu va fi un an ușor pentru noi. Și acum suntem în, în, în Demers, facem demersurile pentru achiziționarea covoarelor, trebuie să achiziționăm nouă covoare uh, specifice pentru campionatul mondial, adică cu podium, cu tot. Uh, suntem în procedură și e birocrație multă, muncă multă, nopți ne dormite, dar uh, în final sper să, să ieșim victorioși din, uh, din toată încercarea aceasta și, evident, să se termine cu un rezultat minunat. Visul meu cel mai mare este să cânte în sala de la Cluj pentru România da. și pentru asta da. ne pregătim intens. Da. De asemenea, tot o întrebare care nu știu prea multe detalii pentru că de, de, de ceva timp la clubul ăsta nu mai există această secție de gimnastică ritmică și vreau să spun că ați trecut prin atâtea generații și ați cunoscut multe gimnaste cât de mult influența și câte multe gimnaste ieșeau din clubul Steaua și acum Ei, dacă uh, stăm probabil toate gândim. sau de aici alte Dacă stăm să ne gândim uh, la Amalia Lică, Amalia Lică a pornit de la clubul Steaua. Și este da. campionă europeană care a reprezentat cu clubul Dandri în final, pentru că da. secția de la Steaua s-a suspendat. Nu mai da. cumpărăm motivele. Uh, și eu consider că este pierderea clubului Steaua. Pentru că Adriana, Adriana Teocan Mitroi, antrenoarea aceea care lucra la clubul Steaua, a furnizat, să zic așa, gimnaste de mare valoare de-a lungul timpului și urmează probabil să mai facă și alte rezultate cu gimnasele pe care le crește de la 5 anișori. Și... Da în loc să profite clubul Steaua de rezultatele acestea, profită alții și alte cluburi. Corect, într-adevăr. Și da, de asta v-am spus, nu, ne fiind în conștiință de cauză, dar și mie îmi pare rău de câte ori se, se renunță la vreo, la vreo secție de, de, acest fel. De asemenea, pentru că pe timpul dumneavoastră nu știu cât de mai era concurența și nu vreau să pierdem așa, să zicem, pe nimeni în vedere, cam cu cine vă luptați pe plan național pentru trofee când erați în activitate? Păi aveam colegele mele de lot. Mă luptam cu Ancuța Goia de la Reșița, cu Ilana Alecu de la Ploiești, cu Elena Marghidan de la Constanța, cu Mariana Postu de la Clubul Triunf. Erau colegele mele de lot cu care mă luptam pentru titlul național. Da, da, foarte, foarte frumos. Și vreau să vă întreb acum, ca o, așa, ca o comparație de când ați pornit dumneavoastră uh, gimnastica și generațiile care sunt acum, dacă puteți să faceți așa o, o diferență cum uh, sunt, uh, să zicem, uh, plăcerea de a, a, ju, a juca, pentru că am văzut că la unele sporturi e o anumită uh, complacere aceasta în. în mediocru sau ceva și unii nu își doresc mai mult. Cum sunt cele pe partea de gimnastică ritmică când intră în acest sport? Cum vedeți față de momentul când ați pornit dumneavoastră? Cum este acea dorință? Motivația există dacă ai ajuns la nivel de echipă națională și dacă ai ajuns la nivel de mondiale europene și jocuri olimpice, motivația clară există. Adică aici nu mai ai de lucru la nivelul acesta. Mai sunt momente în care își doresc să renunțe, dar sunt mult mai devreme, pe la 12 ani, la nivelul acela, în care cumva trebuie să se hotărască dacă o iau pe linia gimnasticii și sacrifică tot, adică tot timpul, școala, tot, sau, da. sau merg cu gimnastica mai ușor și merg pe ideea de școală de a deveni altceva. Da. Da, corect. Așa este și, da, v-am zis că dumneavoastră știți mai bine pentru ca să răprindă uh, toate gene generațiile. Uh, nu vreau să vă mai rețin prea mult pentru că uh, eu așa am luat întrebările la andala, nici nu m-am mai uitat pe ordinea lor, nu vreau să mai mă. Uh, să le reau din nou. Uh, uh, vă mulțumesc încă o dată pentru pentru acest interviu și că ați avut o să mi-l acordați în weekend și să vă luați din timpul dumneavoastră prețios, cum a spus, mai aveți atâta de muncă la, la acest campionat mondial. Așa. Și, pe final, dacă aveți un mesaj așa în general pentru iubitorii sportului de performanță, în special al, al gimnasticii ritmice și, în general, să zicem, pentru fanii dumneavoastră, că probabil aveți mulți. Ah, și mai aveam o întrebare, dacă, dacă nu vă supără, care a fost, să zicem, cel mai frumos cadou primit de la un fan sau care a fost cea mai e situația care a vrut să scăpați de asta, să o uitați. Nu, stânjenitoare n-am avut. Iar cel mai frumos cadou de la fan, fan, mă rog, este acum, în continuare se întâmplă. Primesc din Germania fotografii cu mine, într-un pliculeț, în care sunt rugat să le semnez să dau autograf pe ele. Și să le trimit înapoi să le pun cu poșta la adresa indicată pe plic <laughs> Și mi se pare foarte interesant după atâția ani că fac chestia asta da, da. E, e, foarte frumos, dar asta, se practică, aceasta se face aici pe la diferite fan cluburi Adică nu, lumea nu interacționează cu acea persoană, dar se trimit poze și să fie semnate da, Și da. mă bucur că asta, faceți acest lucru, că îl meritați din plin și meritați să fiți apreciate și generații de acum înainte Mai ales că o să fiți cunoscută ca, nu doar ca sportivă, că ca cei care s-au născut acum 10-20 de ani vă știu ca președinta federației. Da, exact. Deci acum, pe final, dacă aveți un mesaj, așa cum v-am spus. Păi, fetițelor le doresc, gimnastelor, le doresc să facă cu multă pasiune și iubire tot ceea ce fac, pentru că este imposibil să nu iasă bine dacă, dacă faci cu pasiune. Și cu ei mi-ai spus? Păi, în general, deci, iubitorilor performanței, gimnasticii ritmice și fanilor dumneavoastră. <gătăt> Eu cred că dacă tu rămâi adevărat tu cu tine și îți faci introspecții din timp în timp, așa, cred da. că lucrurile merg bine pentru că natura nu are cum să greșească niciodată. Iar dacă tu mergi pe natural, în ideea în care te lași ghida de instinct și de lucrurile pe care le simți, lucrurile astea nu au cum să dea greș niciodată. Da, ah, corect, așa este. Vă mulțumesc încă o dată din nou și, de și prietena asta a fost și pe această săptămână. Ne întâlnim săptămâna viitoare cu un nou entitate de marcă. Stați alături de sportul românesc pentru că ați văzut, a fost și anul trecut un boom și s-au născut noi idoli și de ce nu să se nască noi idole acum și cu acest campionat moldian organizat la Cluj și dacă puteți să fiți acolo prezenți, cu atât mai bine ar fi. Eu, din păcate... Nu pot și îmi cer scuze că nu sunt prezent, dar ba, cu prima ocazie... Pe toți vă așteptăm cu micul mare să ne susțineți acolo și să ne bucurăm împreună de, de un spectacol extraordinar al gimnasticii ritmice. Și poate găsești da. și tu, totuși, o fereastră de timp să vii. Păi, vă dați seama, când vin în țară, dacă mai este sezonul competițional sau măcar dacă sunt antrenamente. special pentru campionatul mondial. Da, acum este prea din scurt, adică nu știu dacă merge, dar... <laughs> Nimic da. nu e din scurt. Mâine poți să fii în România dacă vrei. Ah, bine, corect, da, da. Știi, dacă deja am făcut niște planuri acum pe următoarea două, trei luni, e cam greu să trec de ei. Da, dacă eram să știu o persoană importantă așa că asta poate mergea mai ușor. <laughs> da, nu știu. Da. Da. Mulțumesc din nou și uh, asta a fost de prieten pentru săptămâna aceasta. Cum am zis, ne revedem săptămâna viitoare cu un nou invitat de, de marcă și sper că v-a făcut plăcere să vă aduc în față penadia, uh, pe Nadia Gimnasticii Ritmice. Așa cum sunt sigur că numai, nu doar eu o consider, ci atâta lume și probabil toată România și toți cei care iubesc acest sport și sportul de performanță. Salutări tuturor! Să rămână! La revedere!